mă iertați, mă trăsesc că am emoții, mai ales că lucrurile s-au încălzit foarte mult și prin mărturia prietenului, putem să-i spunem, prietenului nostru, Alvaro. Și deși îmi propusesem altceva, am să îndrăznesc totuși să vă propun să auzim împreună, să auzim, să ascultăm, să ne apropiem, așa cum spunea dumneavoastră, noi asta facem, de fapt, aici, stimate domn, doamna Magda Cațane, colega mea și cu mine. Încercăm să ne apropiem împreună cu dumneavoastră de cu ființa atât de sensibilă și de profundă, care înseamnă pentru noi toți, cei care suntem aici, cu siguranță, și nu numai cei care suntem aici. Cred că pentru fiecare dintre noi, dacă recunoaștem sau nu asta, Eminescu. Nu încercăm să dăm o interpretare ca la teatru, să zicem. Ca la teatru. Nu asta căutăm. Că ați vorbit despre interpretare. Despre înțelegere, despre sens. Despre absolut. Nu despre măști, ci despre sens, despre esență. Despre asta da, gata, este această întâlnire. Când cu